Bună ziua! Mă numesc Xenofont Petrovici și sunt din Republica Moldova-Basarabia. Am venit la Românii au talent să vă arăt că sunt plin de talent până aici. Da. Bună ziua, bună ziua, frate de peste prut! Aici asta ne uimească, aici e plin de talent, dar pe uitați, și nu ești talentul întrânsu. Bună ziua, bună, bine ai venit la patria mumă, România mare. Da, spate o mică întrebare. Dar ce cu căciulița aceasta roșie, stranie, din, pe capul dumneavoastră? Ha? Și cu cușma asta mea... Nu într-un ansamblu cu costumul? Domnii juriști, vreau să vă felicit cu anul 2022, cu sărbătorile de iarnă, cu Crăciunul și cu apropierea marii sărbători 14 februarie, 8 martie, Paștele și Paștele Blăjenului. Dar am luat această căciuliță pentru că eu nu v-am felicitat cu sărbătorile de iarnă, de asta. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, dar cu ce ați venit la noi? Cu ce vreți să ne uimiți pe noi? A, eu ați vă arăt talentul meu. Din mine curge talentul din toate porțile organismului. Da, dar astăzi o să vă cânt un cântec compus de mine la gitară. Da. Wow, gitară, ați venit cu gitară. Wow. Wow! 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 Da, o să vină! Wow! Wow! Dar când ne va stroci cu talentul lor, ne va uimi până ne vom pierde cunoștința, da? Ne va stroci cu talentul lui că n-ați ne putem spăla tot anul. Da. Să vedem! Să vedem talentul dumneavoastră inedit. Da! Strociți-ne cu talentul care v-ați șnit din dumneavoastră. Da, așteptăm cu mare nerăbdare. Mulțumesc frumos! Un scaun, dacă se poate. Da, mulțumesc frumos! Cântec la gitară. Da. Foarte interesant. Un om foarte talentat. Da, vă place? Mie tot îmi place. De-aș mai înțelege ce se întâmplă pe scena, ar fi interesant de tot. Hoa! Frate! Hoa! Spuneți-ne, vă rog, fără sperare, dar ce se întâmplă pe scenă că noi nu prea înțelegem? Unde cântați la chitară, dar eu nu văd chitară? Și nici nu aud. A? Cum își fac cânt la chitară? N-am înțeles. Cum, nu vedeți chitară? Dragiuliș, nu mă faci să hai de capat că eu și-o văd și cânt. Până și m-ați chemat aici. De-le mai umez, mie îmi pare că România are talent, România are talent. Dar la voi văd că eu întrebăi că m-aș avea ca Republica Moldova. Dar ați grămadit toți handicapații, toți invalizi aici la juriști. Dar pe unul nu vede, unul nu aude, că eu cu gitara. Mă pață în... Eu ați bătut acolo un talentul meu ați și prețuit. La revedere. E ca așa. Jeluim aș n-am cui, jeluim aș fundului, da? Dacă îi scoți în lume și tot noi suntem vinovați că n-am înțeles acest talent inedit. Dar, dacă sincer, dragii mei colegi, acest om a să ajungă foarte departe. El e un foarte talentat, chiar dacă noi nu l-am înțeles. Dacă ați observat așa, el o leacă mimat, așa, dar nici nu mimat. El are un talent inedit a...
face ceva frumos din nimic. Ați observat? Ca și președintele lor. Da. Face multe, dar nu-i nimic. Da. Da, da, da. El o să ajungă departe. Da, ca și președinta lor. Da, da, da. Următor, vă rog frumos.